este doliu în România. Este vorba despre Mariana Pârvu, una dintre cele mai iubite doctorițe din județ. Deși ieșise la pensie, Mariana Pârvu continua să lucreze ca medic la o școală. Majoritatea anilor și-a petrecut la Colegiul Național Tehnic August Treboniu, din Botoșani, oferind servicii în diverse unități educaționale, printre care liceul cu program sportiv, liceul de artă Ștefan Lucian, școala numărul 1, școala numărul 9 din Tulbureni și școala de cooperație. După moartea soțului său, medicul Costică Pârvu, în 2015, la vârsta de 59 de ani, ea a rămas în urmă, îndurerată. Acum, însă, sufletele lor s-au reunit într-un loc mai luminos. Ne-a părăsit. Doctorița Mariana Pârvu nu mai este printre noi. Odihnă veșnică a fost mesajul care i-a întristat pe toți cei care au cunoscut-o. A fost o doamnă minunată. Doamna doctor a fost un mare om. Medicul Costică Pârvu a lucrat la fostul Sanepid și la Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Botoșani.